Sfânta Fecioară Maria. Sfânta Fecioară Maria s-a născut într-o familie credincioasă și înțeleaptă, din Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana. Ea a fost aleasă de Dumnezeu Tatăl să fie Maica Fiului său. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Din acest motiv, noi, creștinii, trebuie să o prea ca născătoare de Dumnezeu. În iconografia ortodoxă, Maica Domnului este înfățișată frumoasă, blândă și slăvită de multe ori, înconjurată de îngeri, având capul acoperit cu o năframă de culoare roșie, care simbolizează suferința și sfințenia ei. Știți voi titlul unei rugăciuni închinate Maicii Domnului? Aveți dreptate. Rugăciunea se numește Cuvinese cu adevărat. Haideți să o spunem cu toții! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sub această năframă, hainele Sfintei Fecioare Maria sunt albastre, simbolizând umanitatea Maicii Domnului. Sunt pictate de asemenea, pe veșmântul ei, trei stele, una pe frunte și câte una pe fiecare umăr al Sfintei Fecioare Maria. Aceste stele simbolizează fecioria. Aceste trei stele mai sunt și simbolul Sfintei Trăim. Uneori, a treia stea este acoperită de chipul Mântuitorului Copil, a doua persoană a Sfintei Trăim. Ce credeți voi că mai pot simboliza aceste trei stele? Aveți dreptate. Este vorba de faptul că. În Sfânta Treime avem trei persoane. De aceea și pe veșmântul Maicii Domnului sunt tot trei stele. Și cum puteți vedea și în această icoană, uneori a treia stea este acoperită de chipul Mântuitorului Copil, care este a doua persoană a Sfintei Trăimi. În icoane, Sfânta Fecioară Maria este alături de Fiul lui Dumnezeu. Pe Mesia l-a născut merit în Ieslea sărăcăcioasă din Betlehem. Apoi i-a vegheat copilăria în soțindul pretutindeni până la înălțarea Domnului la cer. A fost alături de fiul său, la principalele evenimente din viața sa. Începând cu prima minune, unde la îndemnul maicii sale a prefăcut apa în vin, până când fiul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a jerfit pentru mântuirea întregii omeniri pe Golgota. Atunci a încredințat-o pe maica sa, ucenicului iubit Ioan. Maica Domnului a fost prima care l-a văzut pe Mântuitorul înviat cu trupul. După 40 de zile de la învierea sa, l-a însoțit pe fiul său pe muntele Măslinilor, de unde acesta s-a înălțat la cer într-o slavă. Știți voi cine a apărut alături de Fiul lui Dumnezeu când acesta s-a înălțat la cer? Cu siguranță că și voi știți că este vorba de cei doi îngeri care i-au încredințat atât pe apostoli cât și pe noi toți că Mântuitorul Iisus Hristos va reveni pe pământ. În încheiere, vă rog să scrieți pe caiete o compunere cu titlul Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, folosind informații cuprinse și în această resursă educațională deschisă.